Dăm un salut la apicultori. Azi 29 martie 2018. Am venit la albinuțe că s-a anunțat o vreme frumoasă. După câteva zile urmă tot am anunțat vreme frumoasă. Și am zis să nu pierd ocazia ca să lucrez în ele, că alți apicultori au trecut prin stupi, au verificat, știu câți au morți, câți fără măci, știu tot. Eu unul acum fac treaba asta. Am găsit până acum 2 fărâmate. 2. Așa. Și îi dăm în continuare. Și am lucrat aproximativ, cred că 40 de minute am făcut cu băieții. Acum vreau să vă prezint un stup, deși nu prea am timp, dar zic, hai să arătăm la băieți ceva pentru dezvoltarea familiilor de albini, că este foarte important. Fiindcă suntem la stup și lucrăm în ei, hai să facem și o scurtă filmare. Deci facem acest stup, care tot așa, n-am umblat la el, să vedem ce găsim în el. Uite, lipit. Și să vă arăt ce li fac eu la stup ca să se dezvolte în populație. Așa, ia să punem jos aici. Uite aici, mai are câte o bucățică de turtiță. Câte o bucățică de turtiță. Așa, ia. Vreau și afumătorul ăla. Vreau să-i Valentina afumătorul ăla un pic. Stupii anul ăsta, pot să zic că sunt foarte buni deocamdată. Din cât am umblat până acum, sunt foarte mulțumit de ei. Sunt 5, 6, 7 rami. Așa arată. Nu știu până la urmă ce mai găsi. Doar unul singur l-am găsit pe 3 rame. Și pe 4 rame, cred că 2. În rest, 5, 6, 7 rame. Așa, ăsta e polistirenul care le-a ținut cald aici. Vedeți și mi-a dat un pic. Și se desprinde ramele. Să vedem ce găsim în el, cât puiet are. Ceea ce am observat și trebuie să știți și dumneavoastră, de mare importanță a fost că le-am dat acele turte proteice. Au fost foarte buni. Foarte buni, că am găsit puiet mult, mult puiet în stupi. 3-4 rame, 3-4 rame cu puiet. Ia spune aici. Așa, dă-ți mă scol pe mine. Așa. Foarte bun în puiet, iați-le. Deci asta e ultima ramă, ar veni a 7-a ramă. Ia să vedem ce găsim aici. Aici deja avem puiet, căpăcit, larve și ouă. E plină, plină. Deci avem aici căpăcit, larve pe margine, dar cred că se vede alb, acolo așa. Iar mai pe margine, ouat. Ia zi, partea asta ce avem? Pe partea asta avem așa, avem ce se vede acest căpăcit, iar ouat, ouat e plin, plină partea asta toată, e plin. Ia de mai departe, ce avem aici? Aici tot la fel, aici în mijloc unde a eclozat, a pus, sunt și ouă și larvi, pe margine avem ouă. Și puietul căpăcit care se vede, asta e a doua ramă. Așa, aici la fel. Asta e căpăcit. Aici avem ouat. Pe partea asta avem larve puține. Câteva. Așa, uite avem și matca. Puteți dați mai aproape să se vadă și matca acolo, da? Uite aici. Matca, așa, a trecut partea cealaltă. Deci, ăsta e puietul căpăcit care se vede. Tot așa. Ouat, larvi, arată frumos. Pornirii bună. Uite, așa se vede. Are coroane de mâncare. Ia să vedem mai departe ce avem. Deci avem până acum 3 rame cu puiet. Asta e a 4-a ramă. Asta e a 4-a ramă. Uite, aici e ouat. Tot e ouat și are și larvi. Așa că căpăcit vă doi. Vă două celule. Aici are și căpăcit puțin, ouat, larvi, e plin. Ăsta
Asta în două săptămâni se umple de puiet. Arată foarte frumos. Ca la Botoșa. Ia să vedem. Așa. Asta e o ramă care are mâncare, are mieri. Rama asta și cu asta. Acum să vă arăt ce fac eu, ce este important pentru să dezvoltăm familiile de albine să crească, să le ajutăm. Pentru că dacă nu le ajutăm, e în paguba noastră. Așa. Îmi dai și mie o perie, Valentin? Da. Periem albina de pe această ramă. Așa. Ia să o scuturăm și pe asta. Arăt cum fac eu. Ceea ce fac eu, să le ajutăm. Să le ajutăm maxim. Nu dormim acasă și să lăsăm albinele. Îi lasă că cresc ele acolo, se dezvoltă, dacă are matul, crește sau mai crește. Nu. Nu așa. Ele crește în funcție de cât le ajutăm noi. Ia, hai să se dăm, vreau să te văd, ce să pun la... De la... Aici? La zgâriat. Aici soția zgârii ramele. Puteți să veniți un pic de acolo, așa, sau cu eu. Zgâria, vă dai pe asta la mine. Nu. Ia, puteți arăta acolo așa la zgârii. A, nu e greu de învățat lucrul ăsta sau poate că n-au văzut. Uite, mai întâi se curăță speteaza de ramă de ceară. Pentru că dacă nu le curățăm, arată și urât și nici ceară n-avem de unde să adunăm. Și toată vara se încarcă cu ceară. Toată vara se încarcă și dacă toată vara curățăm, se adună și cantitate de ceară. Deci ea trebuie zgâriată și pe parte și altă. Ia să vedem o ramă de margine, cunoști pe aici? Asta. Uite asta. Așa. Cam atât, cam așa și pe o parte și pe alta să zgârie, aici de căpăcitor. Ia, puteți să treci acolo așa ca să arătăm la stupa aici ce facem. Nu treci în față acolo. Așa, avem această ramă. Are mieri pe partea asta, este zgâriat. Pe partea asta n-are nimic. Dar eu obișnuiesc și ramele care sunt la margine, tot la margine vor vine. Astea nu le mut locul din locul ăsta aici. Așa, după care... E această ramă care o punem aici. Așa. Le avem peste a patru cu puiet pe care le apropiem acolo. Așa. Și fiindcă stupul este bun, o să-i mai punem noi încă o ramă. O ramă cu mâncare mai mult. Ia zi-mi, găsim în lada asta aici. Că uite, deja aici au început să bâzie. Dacă e cald afară, au început să bâzie la rame. Eu punem și pe asta aici, ia să vedem. 2, 4, 6, 7. Asta e a șaptea ramă. Ei, dacă ai a șaptea ramă, pe asta o scuturăm. Nu o mai lăsăm. Pentru că dacă o lăsăm și pe asta, se împrăște albina. Dacă se împrăște albina, se răcește. Se răcește cuibul. Îi punem diafragma. Ia să luăm puțin peria și cu afumătorul. Avem aici niște albine care trebuie să o dăm încolo, așa. Uite așa. Și acum, o să venim cu un adăpător. Punem acest adăpător. După diafragmă. După care venim cu polistirenul aici la spate. Acest adăpător îl umplim cu sirop. Am făcut un sirop, un ceai din mentă și cu pelin și am pus unul la unul. Am pus 50 litri de apă și 50 de kg din zahăr. Așa. Și am mai adăugat
și câte 2 ml pentru fiecare litru de 2 grame. Câte 2 grame de sare de lămâie pentru fiecare litru de sirop. Așa, acum i-am pus acest sirop. De ce l-am pus? Sunt două motive principale. Unul că stimulează maca, iar în al doilea rând este un sirop subțire care ajută și la creșterea puietului. Ele au nevoie de apă. Dacă e rece și nu se poate duce la apă să aducă apă, folosește apă din siropul ăsta. Acum aici se era bucățele mele. Mai sunt resturile astea de turtă. Ia de tu un pic de fum aici ca să fugă. Am turta asta în mână. Așa. Mai de. Astea care nu prea le-a luat așa, mai rămas un pic, le punem înapoi. Așa. Acum am nevoie de 25. Punem 25 aici, ca să poată să treacă la sirop. Ia să mă scol un pic. Așa. Punem folia să țină cald aici și să fac și condens. Asta. Să fac și condens ca să aibă albinele și să bea din condens. Bate puțin vântul, dar asta e. Așezăm asta aici. Deci am pus turtița aia acolo, îi pune și distanțierul ăsta. Uite așa. Punem. Eram cu margine. Tăbușorul, pusită. Aici se pune păturica. Păturele trebuie să aibă păturele ca să țină cald. Dacă le vom ține de ei, îi vom ajuta să dezvolte. Se vor dezvolta. Îi punem și capacul. Și asta e tot. De acum încolo, aproximativ 10 zile, a trebuit să le ajungă ramele care le-am decăpăcit. Dar bine este săptămânal măcar câte un adăpător de ala de sirop să le mai dăm, pentru că le ajută. Le ajută dacă cresc puietul, au nevoie și de apă, să le dăm cât un adăpător de ala de sirop. Cam asta le fac eu în perioada asta la stup, ca să îi ajutăm să se dezvolte. Mai târziu vom vedea ce se va mai întâmpla când le vom face următoarea verificare. Eu am găsit mai populați, eu am găsit mai slabi, ce vreme mai fi, vânturi, nu știu ce va mai fi. Și când vom veni la ei, vom vedea atunci ce le facem în situația de atunci. În continuare, vă doresc să aveți sănătate, spor și să aveți grijă de albine. La revedere!